Bună seara! Universitatea Craiova a fost învinsă astăzi cu 2-0 de Petrol Ploiești. Domnul Răzvan Cescu, antrenorul formației Petrol Ploiești, își va spune o primă vis-a-vis de acest joc. Pentru noi sunt trei puncte extrem de importante pe un teren care este foarte complicat și cu siguranță că va crea probleme multor echipe. De la început am știut că vom veni aici și că va fi un meci aspru. Craiova avea nevoie de puncte. Sigur că sunt speranțe foarte mari, au fost niște investiții făcute. Nu este răbdare cu siguranța asta, dar și împinși de public s-ar fi așteptat la măcar un rezultat de egalitate. Și jocul a început într-o ușoară notă de dominare a noastră, dar încet pe parcursul primei reprize am pierdut controlul. Jucătorii craioveni având mai mare agresivitate, și când spun agresivitate mă refer la agresivitatea pozitivă, au recuperat mai ușor mingii, ne-au împins încet către careul nostru și au creat o presiune destul de mare la poarta noastră. A doua repriză a fost total diferită. Am reușit să intrăm pe teren altfel, să ieșim din acea presiune din prima repriză și după aceea, sigur, să marcăm acele două goluri care ne aduc această victorie foarte mare. Este un joc pe care eram obligat să-l câștigăm. Veneam după acel rezultat nedrept din meciul contra Rapidului, în care am avut foarte multe ocazii. N-am reușit să marcăm și am pierdut acele două puncte, însă astăzi am câștigat aceste trei puncte printr-un joc mult mai, să spun, pragmatic. Este o stare de confort când stai pe locul întâi? În momentul de față este o stare plăcută, clar asta, dar e mult prea devreme să discutăm cu adevărat de lupta pentru timp. Eu cred că despre acest lucru abia de la primăvară se vor putea face analize. Mă preluat o întrebare a unui coleg de la Ploiești, am început pentru Laurent și pentru Regina. Și l-a spus că este minunat să fie pe locul întâi din poziția aceea a locului fruntaș din etapa a treia, a patra și așa o să o ducă până la final. S-a dovedit că așa a fost. Crezi că puteți pe locul să facă asta? Asta este etapa a cincea. E perfect. Trebuie să luăm fiecare meci și să obținem maxim din fiecare meci. Următorul va fi cu CFR-ul acasă, îl câștigăm, continuăm seria bună. Asta este important. Răzvan, mulțumit de Mariescu, că am impresia că a fost primul joc care a jucat 90 de minute de la accidentare. Nu, am mai jucat. Cu siguranță, cel puțin ultimul din campionatul trecut l-a jucat. Da, a fost un jucător care s-a bătut, poate am și spus asta la pauză, că din linia de mijloc a fost singurul prezent în joc. Da, sunt foarte mulțumit, repet, sunt foarte mulțumit de aceste trei puncte, de această victorie. Într-un joc complicat. Dacă Voban a prins foaia fiind ușor accidentat de Pomuceno, lipsa de formă... Nu a fost Voban ușor accidentat, a fost... A fost, hai să spunem așa, o rotație, iar chiar formula de start nu a însemnat că m-am gândit la meciul următor sau că aș fi crezut că meciul de azi va fi ușor. Nu, dimpotrivă, am fost convins că va fi foarte dificil, însă am considerat că și Filip Teixeira, și Adi Mutu, și Pablo de Luca jucaseră foarte multe meciuri în 3 zile. Și mi-era teamă ca, intrând astăzi pe teren de la început, să nu cadă mai repede decât adversarul și atunci noi ne-am fi pierdut niște puncte importante din angrenajul echipei. Am considerat că, lăsându-i pentru repriza a doua, ei vor intra cu altă prospețime, pe fondul de oboseală logic, care apare după 4-5, 50, 60 de minute al adversarului și că vor face diferența. Te-ai gândit la cuplu de fundaș și antrenor pentru joi, având în vedere că Gerald nu va juca? E de vreme să pun asta, dar
Probabil că va fi Roman cu Gerson. Sadli, care a jucat excepțional astăzi, Panșone și el a ieșit accidentat. Deci... Ar putea fi reprofilat Sadli în urma acestui acus? Sadli a, a evoluat în ultimul an, face multe poziția de, de punta stângă. Ba, cred că mai mult de 70% dintre jocurile care le-a jucat în Belgia, l-a, l-a jucat acolo ca punta stângă. Și astăzi a avut S-a simțit la peștele în apă. Da, da. Obișnuit cu această situație și a jucat foarte bine, foarte simplu, eficient, a și contribuit extraordinar la, la golul 2. Mulțumesc foarte mult.